Salutare și bine v-am găsit la primul episod din Fallout New Vegas. Fallout New Vegas este unul din jocurile mele preferate, dintr-o mulțime de motive. Unul din motive este faptul că ai așa o libertate mare față de alte jocuri din seria Fallout și alte jocuri din The Elder Scrolls. Jocul ăsta îți permite să faci aproape orice vrei, ceea ce mi se pare super tare, plus că este o variantă îmbunătățită a lui Fallout 3, care la fel este un joc bun, dar jocul ăsta reușește să fie mult mai bun și mult mai interesant în opinia mea. Deci cred că ăsta este motivul pentru care o să-l jucăm și sper să vă placă. De asemenea, nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât voi posta mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Iar acum să nu mai pierdem vremea și să începem jocul. Bun, momentan o să primesc o mulțime de pack-uri, pentru că am jocul cu toate DLC-urile, inclusiv toate pack-urile astea. You're awake. How about that? Whoa, easy there, easy. You've been out cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. How about your name? Can you tell me your name? Evident că îmi știu numele. Numele meu este Mario. I can't say it's what I'd have picked for you, but if that's your name, that's your name. I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Springs. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Ok, să ne uităm și să vedem ce treabă a făcut băiatul ăsta. Așa, cred că arată bine. Și ăsta vreau să fie personajul meu. Cu siguranță că ăsta vreau să fie personajul meu. Well, I got most of it right anyway. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Let's see if we can get you on your feet. Good. Why don't you walk down to the end of the room? Over by that vigor tester machine there. Take it slow now. It ain't a race. Bun. Să ne mișcăm până la aparat și să vedem ce vom putea face. De aici cred că ne selectăm specialurile. Go ahead and give the vigor tester a try. We'll learn right quick if you get back all your faculties. Foarte bine. Pentru început, cred că va trebui să reduc toate punctele. Deci vom merge la capăt de tot. Bun. Personajul meu este un tip super slăbuț, vai de mama lui, dar foarte priceput în orice alt departament. Și de aici cred că ne vom descurca destul de bine. That's some serious atrophy, even for someone who's been in bed a while. It's a wonder you can move at all. Well, we know your vitals are good, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered in a bighorn and dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if your dogs are still barking. Ok, și trebuie să mă așez aici pe canapea și să răspund la ceva întrebări. Nu sună rău. All right. I'm gonna say a word. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. Cățel. House. Night. Bandit. Light. Mother. Okay, now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. First one. Conflict just ain't in my nature. Okay, conflictul chiar nu este în natura mea. I ain't given to relying on others for support. I'm always fixing to be the center of attention. I'm slow to embrace new ideas.
I charge in to deal with my problems head on. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Okay, ce vedem aici? Okay. How about this one? Last one. Ok, ăștia sunt doi urși care bat palma, dar nu avem opțiunea asta. Deci, voi merge cu cel mai apropiat lucru? Well, that's all she wrote. I don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Bun. Și că melee weapons, cât timp eu sunt vai de mama mea, super pricăjit. Nu, cu siguranță voi avea nevoie de guns. Voi avea nevoie de 2 secunde. Să ne uităm pe aici barter. Barter la fel este important. Și aș spune oarecum repair sau science. Deși cred că voi merge cu speech. Speech la fel va fi destul de important. Before I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Just a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Bun. Resetăm chestiile astea și vom pune pe aici ceva puncte. Să ne uităm. Trigger discipline. Sunt ceva mai precis cu trasul cu armele. Ok, ne mai uităm pe aici foarte rapid. Hot-blooded? Nu. Probabil o să merg cu Wild Wasteland, doar așa de dragul distracției. Skill-ul ăsta nu pot să-l iei decât o singură dată, atunci când încep jocul. Și chiar ar fi interesant să descoperim toate nebuniile astea. Așa. Continuăm. All right, I guess that about does it. Come with me, I'll see you out. Here, these are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on, too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. Never was much my style, anyway. Don't mention it. It's what I'm here for. You should talk to Sunny Smiles before you leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. I reckon some of the other folks at the saloon might be able to help you out, too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Ok, și aici mă întreabă dacă vreau să pornesc în modul hardcore. Ideea este că nu vreau să îl pornesc. Oarecum, cred că o să fie mult prea greu jocul, cel puțin la primul playthrough. Cred că o să vreau să joc fără modul hardcore. Deci vom spune nu. Și acum trebuie să mă asigur că personajul meu va fi îmbrăcat corespunzător. Așa. Obiecte. Aici vine un tutorial care ne explică care e faza cu toate punctele. Eu am mai jucat jocul, deci știu oarecum despre ce este vorba. Apparel. Aici ne explică damage threshold, apparel condition, light, medium, heavy, tipul de armură, adică, și cum putem repara chestiile. Treaba asta o știu.
Voi avea nevoie de o armură ușoară, încât să mă mișc cât mai repede. Aici muniția în jocul ăsta poate să fie de mai multe tipuri. Avem armor piercing, care trece prin armură. Hollow point, care nu trece prin armură, dar dă mai mult damage. Overcharged, asta înseamnă că dă mai mult damage, dar distruge arma mai ușor. Asta se referă doar la armele cu energie. Slug, asta înseamnă că va trage pușca cu un foc destul de mare, nu va trage cu buckshot. Buckshot sunt chestiile cunoscute în România ca alice. Și putem să schimbăm tipul de muniție în afara Pip-Boy-ului cu butonul 2. Ceea ce este destul de interesant. Uite, chestia asta nu o știam. Și asta oarecum adaugă un nou strat de complexitate jocului. Munițiile chiar contează în diversele conflicte. Avem aici Throwing Spear, Withered Pistol. Avem o mulțime de arme. Personal, cred că voi trage cu 9 mm. Și să mă uit pe aici. Mai pot folosi ceva? Nu mai pot folosi absolut nimic. Închidem meniul ăsta. Și vom vorbi cu Doc Mitchell. O pălărie nu cred că ar strica. Un punct în plus la percepție. I expect you'll be wanting to go outside after being cooped up for so long, but if you have any questions, I'll answer what I can. Să vedem dacă putem face rost de ceva provizii medicale. Sure. Ok, să ne uităm pe aici. Am putea cumpăra chestii de genul, dar nu voi cumpăra. Ia să ne uităm. Cred că putem vorbi cu doctorul să ne mai dea ceva chestii. Of course. You've been through a lot. Ain't much, but these will do you right if the pain flares up. You take care now. Bun. Între timp să mă mai uit pe aici. Mai putem lua ceva obiecte. Abraxo Cleaner. Putem bea apă, dar nu vreau să beau apă din WC-ul. De fapt, nu cred că vreau să beau apă în general. Voi fura de aici o mulțime de obiecte. Bine, nu le voi fura, cât le voi lua. Aparent pot să iau de aici tot ce-mi doresc. Ok, ne mai plimbăm prin zona asta. Un pistol cu laser și ceva muniție. Nu voi spune nu. Un pistol cu laser s-ar putea să fie super util. Ok, și va trebui să învăț să repar chestii. Momentan nu știu să repar cine știe ce, dar voi fi obligat, pentru că altfel s-ar putea să fac o mulțime de prostii. Și sincer să fiu, nu vreau să fac prostii. Cred că am luat tot ce puteam lua, iar acum cred că voi putea pleca de aici. Mă așteaptă o lume întreagă și să ieșim din clădire în sfârșit. Ok, se pare că acum ne sunt activate DLC-urile. Old World Blues, ăsta este unul din DLC-uri, care ne-a crescut level cap-ul cu 5 nivele. Happy Trails Expedition, ăsta este un alt DLC. Honest Hearts, ăsta este DLC-ul. The Reunion. Lonesome Road. Și
și cred că acum vom mai primi Gunrunners Arsenal. Asta înseamnă că vor fi mult mai multe arme prin lumea jocului. Iar noi acum cred că ne putem opri cu acest episod. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!